una sala Radimei, la salut de la Boxan, de la Ateneu, un Boxan, o clădire remarcabilă, nu? Îți place Ateneu? Fantastic. Teatrul l-ai văzut? Nu, n-am este apucat și încă. Mai frumos, dar e făcut de aceeași... Arhitect. De aceleași, nu, de aceeași major Gheorghe Pastia, o personalitate care și-a dedicat viața celor două clădiri, Teatrul și Ateneu din Focșani. Le-a făcut cadou și l-a murit sărac lipit pământului, mâncând pâine cu măsline, din pe bordură, pe bordura trotuarului stătea și mânca și se uita cum cresc cele două clădiri. Mai sunt și oameni de genul ăsta, da? În ce mai puțin. Stimatele spectatori, suntem la Focșan, v-am spus, la Ateneu și sunt în prezența unei minunate doamne, absolventă de conservator, secția Canto, care a venit să concerteze la Focșan cu ocazia celei de-a treia ediție a Festivalului de Muzică Clasică. Doamna se numește... Arlinda Morava. Dar știu, Arlinda Morava este deci, etnie albaneză. Da, și cetățean. Și cetățean albanez? Da. Măi, dar vorbești română perfect. Păi e vinovat soțul. Că e mamă română. Da, 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 da. Cântărează de opere, o voce superbă. Să știi că am tras cu urechea când repetați voi. Ai o voce foarte frumoasă. Arlinda, mulțumesc din suflet. Și mă bucur mult că... Mulțumesc. Concertez aici la Focșan. De fapt o să vă pun și vouă, stimați telespectatori, celor care n-ați fost la concert, o să vă pun muzică cântată de Arlinda și o să-mi dați dreptate, o voce superbă. Mulțumesc. Hai să o luăm de la capăt. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Arlinda, spune-mi, te rog, când ai venit tu în România și de ce ai venit în România? Pentru că ești și atașat cultural al ambasadei Albaniei. Ei, când am venit eu în România, e clar că n-am venit ca să fiu atașat. Am trecut printr-o perioadă mai dificilă în perioada respectivă. 97 a fost, să zic așa, o trecere un pic dificilă, politică. Și am venit pentru o perioadă scurtă, să fac cât mai aveam 15 ani, ca să fac, să... stau un pic și să mă întorc să continu studiile în Albania. Am venit și m-am îndrăgostit pe parcurs de soțul meu și am rămas aici unde am făcut și cei doi copii. Ai și doi copii? Am doi băieți. O, trei mari? Unul 17 ani aproape și celălalt 7 ani. 17 ani? Da, am zis că tu ai 22, să-ți trăiască. O, mulțumesc frumos, ce scumpă sunteți. Muzică. Băiatul cel mare, din păcate, n-are nicio legătură cu muzica, îi place să asculte, are o educație muzicală, având în vedere că amândoi am ocupat de el, dar e ca un hobby, așa, o plăcere. Face el la o școală care face carte, facă, după părerea mea, e mai bine așa, și cel mic este extrem de talentat și vreau chiar să facă meseria asta. Cât are, 7 ani? 8. 8 ani, ținai de... și nu mulțumesc. Ținai de niciun instrument? Face pian, cântă foarte mult și la cor de copii, la corul de copii Miniton din București, a dat și un concert de solist, dar îl las așa, să se dezvolte treptat. Are grijă un mare profesor de el, Cristian Alexandru Petrescu, pe care îl iubesc, pentru că a avut grijă de toată familia noastră, începând cu soțul meu, cu mine și, uite, din nou cu copiii mei. Păi, datorită profesorului. Am ajuns eu aici? Cristian Alexandru Petrescu, datorită lui se realizează această emisiune, că mi-a dat telefon acum câteva seri și mi-a spus, uite, vine la Focșana o fată excepțională, mi-a fost studentă, te rog să o intervievezi. E un profesor, un compozitor, un dirijor, un om de... un cântăreț, cântă muzică contemporană, excepțional. Deci este un artist complex pe care eu, în primul rând, îl iubesc, că mi-a fost căutată de când am venit și am o legătură foarte specială și, în al doilea rând, îl admir cu câtă pasiune și cât a putut să dă pentru muzica românească și continuă să dă până la capăt. Este un mare talent, Cristi, multilateral. Acum, să vezi mult cântă la vioară, cânta, știu, nu, știu. Acum, la Ateneu Român, am avut onoarea să cânt cu corul Filarmonicii George Enescu piesa lui Cristian Alexandru Petrescu, Ave Maria, pe care i-a dedicat-o mamei lui prima dată și a fost scris și conceput pentru vocea mea.
Și asta a fost o mare, mare onoare și a avut un mare succes. A fost scrisă și în media, și aici, și în afară, și în Albania. A fost ascultată această piesă minunată. Ai lucrat, ai făcut școală de muzică de la început, din clasa 1-a? Nu, 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 nu. Eu am făcut balet. Pe urmă așa a venit, m-am îmbolnăvit, am făcut un fel de ictus și n-am mai putut să continu. Pe urmă am venit aici întâmplător să văd, am descoperit că am voce și am avut șansa să lucrez cu o mare, mare artistă, Victoria Bezetti. Ea ți-a fost profesoară de canto? Mi-a fost paralel pentru că doamna a fost cântăreață, a fost numai cântăreață de operă și n-a predat la conservator. Am mers paralel. Dar profesor la conservator am avut pe doamna Georgeta Stoleriu. Da. Că, da, deci ai avut... Măi, am avut profesori minunați. Dar Cristi a fost cel mai bun profesor. Ce ai făcut, în teorie sau armonie? Am făcut teorie, având în vedere că eu nu făcusem deloc muzică și am făcut teorie și, sincer, el m-a dezvoltat. Datorită lui Cristi, eu sunt în toate scenele posibile. Păi, repet, cât am tras eu cu urechea, ai o voce superbă. Mulțumesc frumos! Ai șansele, ai toate șansele să faci o carieră excepțională, să-ți ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Spune, părinții tăi sunt în Albania? Da, ambii părinți sunt în Albania, da, da. Și mai ai o soră, un frate? Am un frate care e tot acolo, mai am și o soră din partea lui tata. Tot acolo. Tot acolo, deci toată familia. Deci România nu l-ai decât pe soțul tău și pe și copii. Copii. Da, sunt cam singur și pe Cristi, și pe voi, și pe prieteni, da. Normal. Normal. Spune-mi, te rog, pe soțul tău l-ai cunoscut la conservator? Din liceu. Dar tu ai făcut și liceu aici? Păi am venit să stau un pic și pe parcurs n-am cunoscut. Pe urmă, în anul întâi de facultate am făcut pe minunea mea, cea mare. Și tot așa, a fost un destin. Eu cred în destinul și... Sigur, sigur. Și cred în constituția familiei, că asta e cea mai grea. Soțul tău este tot muzician. Da, soțul, practică. Soțul meu e un excepțional muzician, un om de mare valoare, un om care nu mi-a fost soț, mi-a fost prieten, ce un tată excepțional, nu, mi-a fost prieten, acum mi-e mai mult decât prieten. Așa. Nu n-am considerat că cuvântul soț-soție e un pic așa, da, mai, nu știu, mai, nu pe mine. Nu, noi suntem foarte, foarte buni prieteni, amici și avem o colaborare excepțională, chiar de invidiat, să zic eu, să nu fiu de ochiată. Nu, 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 este foarte suntem... frumos că vorbești așa despre soțul tău, despre ideea de căsătorie. Mi-a dat și doi copii minunați. Fără el nu puteam să fac posibil această misiune. Pentru că, vezi, trăim într-o lume în care ideea de căsătorie este voalată, ai văzut ce se întâmplă și lumea, oamenii, nu știu, sunt dezorientați și ferească Dumnezeu, adică totuși Dumnezeu are grijă de noi, dar și noi trebuie să facem ceea ce se spune. Da, eu sunt de părerea că începe din noi. Poftim? Începe din noi. Noi suntem, stăpânii noștri, pentru că în mintea noastră e și binele și rău, depinde ce alegi. Ce ți-e mai ușor? Suntem predispuși să alegem ce e mai ușor pentru că așa suntem construiți. Și răul are mai multă influență pe pământ deocamdată. Dar binele tot triumfează. Până e imposibil. Eu sunt absolut foarte optimistă, sunt absolut sigură că binele o să triumfe. Spune-mi, te rog, deci ai intrat la conservator, ai văzut că nu e o facultate ușoară, conservatorul, cum cred unii că, ce, te duci să și plâni. Pe vremea noastră, da, când am intrat noi, 99-2000, a fost destul de greu. Destul acum e mai ușor. Acum, nu știu dacă e mai ușor, nu pot să spun asta, se intră mulți. Intră mulți. Păi eu am dat examen la vioară și la vioară erau 4 locuri când am dat eu. La noi, pe vremea aia, începuse să fie, am fost cam 12 la canto, acum se intră 40. 40 la canto? Da, 40, 30, 25. Dumnezeule, mare, păi da. Se intră pe bani, adică pe plată și atunci... Măi, poți să faci, eu știu, nu știu, talentul, nu poți să ți-l plătești, dar ori l-ai, ori nu l-ai, nu, cum să plătești și... ca să facă... Eu sunt de părerea că muzica se face din plăcere, pentru că muzica e cât de muncă, ani de zile să dai, dar dacă nu ai aici și asta nu este o simți, nu poți să dai mai departe. Și dacă n-ai talentul de la Dumnezeu, nu, asta l-ai e... sau nu l-ai, aici nu se negociază, știi? Aici dau vina și pe părinți pentru că nu sunt în stare să-și îndrumă copiii în ceva
concret, în realitatea pe care suntem conjurați, pentru că de multe ori simt durere că, bun, se termină, dar ce fac după, unde se duc? Ok, că acum nu mai e greu să termin o facultate. Pe vremuri au fost, pe vremea lui mama mea a fost foarte greu, pe vremea mamei tale, dar în zilele noastre... Dar și pe vremea mea era foarte greu. Și se pe vremea... Da, foarte greu, erau și puține facultăți. Acum am toate o șaie și apocalipsă. Toate lumea are doctorat, de exemplu. Da, adică doctorat, e... Da, da, da. Asta e făcută o modă, chestia asta, adică și nu mai știi... demonetizat ideea de facultate. Dar valorile oricum la un moment dat ies la suprafață. Mai greu e munca, mai trăim vremuri mult mai dificile, dar până la urmă exact ce am zis, omul sfințește locul, așa că... Când ai venit în România nu știi deloc românește. Nu, bine, absolut. Ai părinții tăi, n-avem ce... N-au nicio treabă. Și când de ce te-au venit în România? Păi, tocmai am spus, a fost o conjunctură, a fost un război civil și așa a fost. Dar e foarte frumos acum în Albania. Este frumos? E minunat, avem un litoral de invidiat. Bine, nu știu dacă e bine să fac atâta publicitate. Pentru că încă prețurile sunt foarte acceptabile și mult mai mici decât în Occident, clar, vorbesc pe literar. Dar este un relief fantastic, o zonă, ai de toate, ai și munte, ai și mare, ai tot ce-ți dorești. Și am auzit că sunt oameni foarte cum se trebuie. Da, păi în general noi balcanii suntem buni, dar așa depinde de democrația sau să zic așa a fost înțeles prost. Dar noi suntem oameni buni și comunismul a făcut treaba lui și de asta au mai ieșit tot felul de povești. Dar de fapt nu e așa. Nu? Ba, absolut. Păi am o prietenă aici în Focșani care a cununat pe cineva în Albania și se duce cu mașina singură și a copilul și pune în mașină și până în Albania merge singură. Păi cu sunt 1000 de kilometri. Da, și că mulți au spus, vai, e periculos, e... Dar noi avem foarte mulți băieți în Tirana, prieteni de-ai mei care au luat fete de la voi. Avem fete din Focșani în Tirana, că nu mai știu unde sunt. Din Focșani? Din Focșani. Chiar una este o mare persoană publică, Carmen Gianni, după soțul, nu știu cum o chema. Așa, nu știu, Carmen, da, este o personalitate în Albania și e din Focșani. Noi avem foarte multe fete din Focșani. Nu știu ce au făcut băieții noștri, exact ce mi-au făcut și mie băieții voștri. Da. Dar am auzit că Albania este o țară în plină dezvoltare și că, într-adevăr, litoralul vostru este, bine, o continuare a Muntenegrului, a Croației. Este avem Marea Adriatică și Marea Ionică. Pe undeva, când treci de zona Vlora, vezi cum se taie, parcă se taie cu cuțitul. Marea, adică Marea Adriatică, altă culoare, și Marea Ionică, altă culoare. Frumos. Și este o frumusețe, o, nu știu, trebuie să-l vezi ca să simți. Păi, eu de mult îmi doresc să vin în Albania la vara și n-am găsit adepți, știi, în afară de soțul meu, care merge oriunde vreau eu, dar vreau să mai vină și alți prieteni cu noi și toți au niște rețineri, nu știu de ce, că în zona aia se întâmplă nu știu ce minuni. Probabil povești. Nu, asta se întâmplă pentru că e foarte adevărat. Foarte mulți albanezi când zic, veniți să savurați România, ce frumos e, ce... E, România. E, pentru că s-a făcut multă publicitate numai pentru Occident. Întotdeauna noi, țările foste comuniste, am fost Albania, România, Bulgaria. Nu e adevărat, Bulgaria mie îmi place la nebunie. Am descoperit locuri superbe. Macedonia la fel, are o istorie, are o... Grecia, bine, Grecia n-are... Bine, Grecia n-are cum... Da, nu, nu pot numi... Ai fost în Macedonia? Automat trec prin Macedonia, dar am fost că sunt... Da, nu vreau să intru în chestii politice acolo, că nu e treaba mea, dar Macedonia este o țară superbă. Macedonia, Bulgaria, România, asta nu înseamnă că dacă suntem din Occident, din Est, nu avem ce descoperi. Spune-mi, te rog, bun, hai să ne întoarcem la conservator și la activitatea ta de mare artistă, pentru că ești o mare artistă. Mulțumesc, că sunt artistă. Lumea o să-mi dea, dreptate. Vă mulțumesc. Da, ești o cântăreață de operă, e un... cu mult talent, deci ești o mare artistă. Mulțumesc mult. Dar acum nu sunt nici la opere, nici acum colaborez cu toate instituțiile posibile. De ce n-ai găsit pentru că nu, n-am avut probleme, pentru că deja sunt atașat cultural. Având un status ca atașat cultural, n-am voie să am carte de muncă în alte instituții din România, pentru că deja am cartea de muncă în adică în ambasada Albaniei, care reprezint țara. Dar sunt colaborator
cu toate instituțiile culturale de statul românesc. Acum, aici, la Focșani, ai venit cu o formație, vorbește-mi puțin de colegii da, vreau să mulțumesc colegilor mei, adică colegii mele, foarte bună violonistă excepțională, Andreea Ștefănescu și soțul ei, Daniel Ștefănescu, care au acest minunat quintet care am venit. Sunt prieten cu care colaborez și ne știm de la Opera Română, de când am colaborat eu prima dată cu Flautul Fermecat, ne știm de acolo, el erau la orchestră, eu eram cu formația de artiști lirici vocal și colaborăm în continuare, mi-au făcut invitația dacă vreau să vin să particip și eu în acest festival și bineînțeles că am fost foarte încântată că s-au gândit la mine. Și e onorată să vin în orașul dumneavoastră. Am văzut că ai un repertoriu aici, în seara asta, un repertoriu divers. Ne spui ce anume... Da. Am un repertoriu de piesă... Avem mai multe operete, da, piese operete, de operete. Așa. Deci am Coralina din opereta... Coralina din opereta Leah Strauss, dacă am un lapsus. Nu știu ce operetă. Paganini. Așa, scuze, Pepita din opereta Vânt de Libertate de Dunaievski, Valsul numărul 2 de Șostakovici, La Spaniola de Vincenzo Di Chiara și la sfârșit închidem cu Solemnia. Solemnia pe care o vezi tu, da? Da, cu formația. Cu formația. Da, un program foarte frumos și valsul ăsta de Șostakovici este superb. Da, dar și... ce e interesant că va fi în limba albaneză. Da, de o mare scritoare care a luat în Covent Garden, acum, în Copenhaga, acum un mare premiu și marele premiu de președintele nostru, adică Albania Excellent. Este o excelentă pe care eu de câte ori am ocazia să cânt și să recit, îl fac cu mare drag oriunde mă duc. Cântăm și mie puțin în începutul din valsul de Șostakovici. Cuie, cuie, both the stars all gave Molly pretty, Nisur Maron, Spear Dash Roars of it on Spirite. Foarte frumos, n-am auzit-o niciodată, de-aia te-am rugat. Păi, eu zic că e mai interesant. Orchestral, știi? Da, și nu, da, e frumos să ascultați acum că va fi orchestra, e nemaipomenită. Super! Și cum se numește autoarea? Flutra Acca. O scritoare... Mare scritoare albaneză. Da, și politician, și scritoare, și poetă, și... Voi aveți un potențial serios cultural, da, în Albania. Aș vrea să se vorbească mai mult despre... Și avem, pentru că pe noi, nu știu dacă sunteți informați, ne leagă o mare istorie împreună. Noi anul acesta facem 105 ani de la independența Albaniei. Și asta e datorită României, pentru că a fost prima țară pe care ne-a susținut și ne-a fost alături, se spune că și financiar, dar nu avem cum să demonstrăm asta, dar noi știm că așa a fost. Păi să știi că cel care a compus himnul nostru, deci Deșteaptă-te Române, muzica, este Ciprian Anton Pan. Nu, al nostru a făcut Ciprian Porumbescu. Nu, al vostru, vorbesc de Himnul României, este compus de Anton Pan. Și Anton Pan avea origini albaneze, să știi. Da. Anton Pan avea origini albaneze. Imnul nostru, noi suntem onorați, pentru că... Și imnul vostru este compus de Ciprian Porumbescu. Cum sună imnul vostru? De flamurită părbașcoar, menio celim venio doșir. Este scris pe tricolor unirea. Da, ce frumos! Da, și a fost tradus de Azdreni, un mare, mare scriitor albanez care a fost atașat cultural la ambasada Albaniei în România. Și el a tradus în limba, versurile au fost al lui Azdreni și nu știu dacă au fost versurile, dar a fost tradus și a fost foarte bine... Cum se spune, a fost tradus sau a fost un pic aranjat pentru că n-a fost mopamă cum
Dar... Foarte frumos, vezi, sunt lucruri de suflet, lucruri care leagă pe oameni, da, știi? Da, da, te da. Duci des în Albania? Absolut, tot timpul. Cu mașina te duci? Cât cu faci mașina, cu mașina, pentru că, din păcate, la 920 de kilometri, 1000 de kilometri, trebuie să o iei prin Viena cu avionul și pe urmă să te duci în Albania sau prin... Tu șofezi? Am șofer. Am pe soțul. Marius, te rog să știți că tot timpul Marius, soțul doamnei, a stat cu ochii pe noi. Îl invit și pe el să vină puțin, să-l cunoașteți și voi, stimați telespectatori. El te-a învățat să vorbești așa. Deci, domnul Marius Iancu, soțul doamnei și, repet, un muzician desăvârșit. Unde cânti tu, Marius? Eu sunt solist instrumentist în Orchestra Națională Radio din anul 2001. Am întrerupt o perioadă, am fost la studii la Berna, la Hochschule der Künste Berna, am făcut o diplomă de concertist acolo, după care am revenit în România. Ai da. Plecat, erai căsătorit cu... Eram căsătorit, Antonio avea deja 6 ani, a fost destul de greu, dar după 2 ani... Voi mi-ați făcut o mare surpriză, de fapt îi mulțumesc lui Cristi, că mi-a făcut rost de voi, cum să spune, e așa între ghilimele. Și noi vă mulțumim pentru invitație, suntem și onorați. Noi mulțumim, cu foarte mult drag, pentru că, uite, ne-am întâlnit în emisiunea asta, că practic astăzi ne-am văzut. Da, prima dată. Da, prima dată și deja suntem foarte buni prieteni, așa consider. Așa e. Și spune-mi, te rog, cum este viața cu albaneza? Cum e viața cu albanezi? Cum sunt albanezele astea, Marius? Albanezele sunt ca și româncele, femei extraordinare, sunt femei care apreciază și se luptă pentru familie, pentru structura aceasta a familiei, pentru copii. Asta este extraordinar și îmi plac oamenii care țin la familie și care luptă pentru familie, familia tradițională, pentru copiilor, nimic nu e mai bine. Părerea mea este că familia e sfântă, din păcate... Sigur. Văd mai rare familii unite și să continuă, cel puțin asta a rămas în Albania. Noi suntem foarte legați de bunici, de mătuși. Și noi, care mai avem. Da, adică nu există weekend-uri fără ei, nu, ceea ce aici văd mai rar bătrâni ieșind cu generațiile mai tine și asta mă întristează într-un fel, pentru că nu asta este sensul vieții. Până la urmă suntem făcuți... Ca să fim împreună depinde ce înțelegi prin libertate, dar să fii uman și să fii atașat și apropiat n-ai nicio legătură cu libertatea. Spune-mi, te rog, Marius, tu unde ai studiat, unde ai făcut, de unde ești? Sunt din București, am făcut și liceu și conservator. Ai făcut liceu de muzică? Da, unde? Da, din Lipatei. La Lipatei, am făcut acolo la ne-am... Eu am făcut, acolo la Lipatei. Am făcut generala la Enescu, la Genescu, după care profesorul meu s-a mutat la... Cu ce profesor ai studiat? Dumitrescu George. Dumitrescu, da. Da, după care eu încheptă la conservator, am terminat 5 ani. După care am continuat la Berna, la Nürnberg, în Germania. Mai, cine nu știe, poate, muzica înseamnă dăruire totală și muncă îngrozitoare. Sacrificiu. Aici vedeți niște viori, stimați telespectatori, au formația cu care a venit doamna Morava, a repetat și mă uitam la una din domnișoare, că avea un semn mare pe gât. Semn pe care l-aveam aia, și eu. Asta vreau să spun. Și, da, și degetele mele strâmbe de la arcuș. Dar mi-aduc aminte sora mea, Dumnezeu să o odihnească, m-a văzut cu un semn, așa o roșeală îngrozitoare pe gât de la vioară. Dar nu știa, spune, ce e asta? S-a gândit la alte lucruri. Și am zis, nu, dragă, este de la vioară, ăsta este semnul nostru caracteristic, știi? Asta este muncă, muzică fără muncă îngrozitoare, nu se poate, știi? Dar se... Încă, cred că cât studiezi pe zi, Marius? Avem la radio programul normal de 4 ore, după care... Deci 4 2, ore, 3, numai... 4... Dar, nu în general, îmi fac dimineața înainte de repetiție, încălzirea și pasajele, după care sigur, acasă încă 2-3 ore. Păi da, nu se poate fără asta. Să fim în formă. Și tu studiezi? Da, bine, nu ca așa el, ca el, el, clar, dar vocalizele zilnice, le spun și bucăți și am de cântat, ele le iau, îi văd, îi studiez, până mă duc la pianistă, la repetitoră. Nu e ușor, e clar.
Eu spun copiii care au făcut muzică nu prea au avut copilărie, pentru că tatăl meu, de exemplu, pentru orice avea concesii, dacă nu era vorba de studiu la vioară, nimic nu cont. Trebuie să studiez. Eu scârțiam vioara aia plângând, mă uitam pe geam, copiii se jucau și nu mă lăsa să ies în casă fără 4 ore de studiu pe zi. Asta este. După aia, când n-am mai fost chiar tutelată de el, nu mai studiam așa de mult, știi? Aici și chestii de pasiune și de... Asta e. Nu? Da. Ai fost pasionat, Marius? De... Da, bineînțeles. El este un bărbat pasionat. Da. Câți ani de căsătorie aveți? 20 aproape. Mulți înainte, să fiți sănătoși, să vă ajungeți să dați de eu. Poftim? Mulțumim la fel și dumneavoastră. Băi, ne vorbeam cu tu și acum ne-am întâlnit cu dumneavoastră, știi? Asta pentru că ne-am cunoscut acum câteva... La telefon am vorbit acum câteva seri, dar de cunoscut... Dar eu tot cu tu am vorbit, da, pentru că mi-a plăcut. Și eu la fel. Eu zic, sunt de părerea că respectul și dragostea nu ține la... Bineînțeles. Protocoalele astea. Am o prietenă, o doctoriță, care spune, dragă, eu numai pe cine vreau să apropii, spun tu, pe cine vreau să țin la distanță, nu-l scot în dumneavoastră, asta e foarte adevărat. Și așa este. Păi știi, apropo de tine, după ce am vorbit atunci seara, l-am sunat pe Cristi, măi, cine-i fata asta? O, să-ți placă grozav. De ce o să-mi placă? E deșteaptă, e frumoasă, e comunicativă, este, da. Și mi-a spus că aveți o viață de familie excepțională, da. Și eu totdeauna am admirat lucrul ăsta și am luptat pentru asta. Nimic nu e mai frumos decât să știi că ai o casă în care te duci, unde ești primit. Vă așteptăm la noi acasă. Privind să facem o emisiune, vreau să-i cunosc și pe copii. Cu drag. Da? Când doriți dumneavoastră. Când dorești tu. Da, spuneți-mi, vă rog, voi... Bine, tu termini acum stagiunea. Când se termină stagiunea la voi? Pe 20 iunie. Pe 20 iunie și tu care... Eu când ai concediu? Nu știu dacă am concediu teoretic. Și nu vă duceți în Albania? Ba da, eu plec acum în Albania. Tu pleci în Albania? Da, o săptămână, dar vin pentru că mai am de cântat în București și plus la ambasadă. Ce mai cânti? Ce cânti la ambasadă? La ambasadă nu cânt. O să am un concert la Muzeul Municipiului București, de director domnul dr. Adrian Majuru, și împreună cu fetele București Ladies Quintet. Avem o seară concertală, recital, cu piese de opere, operetă, Puccini, Verdi, Dunaievski, Lehar, Strauss. Foarte frumos. Și fetele toate sunt absolvente de conservator. Toate sunt profesioniste. Profesioniste. Toate mai sunt la instituție. Am înțeles că doamna de la Vioara Andreea vine și cântă la Focșani. Da, Avem și noi, s-a început o orchestră, la început, să fiu sinceră, am fost sceptică. Cam zis, ce e asta? O orchestră înseamnă studiu fiecare zi de 4 ore, cum ai spus tu, Marius, să fie tot bun. La început, repet, dar a început să sune destul de bine și îmi pare bine pentru lucrul ăsta, că Focșani a avut filarmonică. Știu, asta m-am auzit. Focșani a avut filarmonică și bună. Păi îi venea voi cu Ruha. Are tradiție, totuși. Are tradiție. Și trebuie cultivat, trebuie... Păi eu aș vrea ca tu să mai vii, să mai dai niște recitaluri aici. Cu drag, dacă sunt invitată, uite, oricum. Uite, vii tot cu doamnele cu care... Cu drag, cum să nu. Sau ai și pianistă cu care poți să... Fie pe informație, cum să nu. Deci, și tu nu vrei să dai un recital la noi? Și eu, dacă am invitație, vin și eu. Sigur că da, ar fi foarte bine să veniți mai des aici și să... Fie mândri albanezii ca au așa o persoană ca tine. Mulțumesc. Ca o persoană ca tine și tu la rândul tău așa un soț ca el. Și păi, asta zic, că relațiile bilaterale de 105 ani de prietenie culturală, de familie, continuă. Da, dar vreau să spun că, așa cum ai spus tu, între România și Albania a fost o relație bună întotdeauna. Și tare ar fi bine ca între toți oamenii să fie relații bune, pentru că, practic, eu nu cred că avem nimic de împărțit. Sunt, da, adică eu noi, sunt de asta. Noi trei, alții poate au împărțit. Nu, noi n-avem împărțit. Eu zic așa, viața asta e așa de scurtă, oricât ar crede noi că vom trăi 1000 de ani. Ce ți aduce momentul, nu ți aduce, zicem noi, din Albania. Și noi spunem, ce aduce clipa, sau nu, cum e? Ce aduce clipa? Nu, ce ți aduce ceasul, sau ce ți aduce clipa, nu ți aduce ceasul, ceva noi avem vorba asta, ce ți aduce momentul ăsta, nu ți aduce anul, adică avem o vorbă, cred că la fel. Da, e la fel, dar nu vine minte. Și de ce să nu ne bucurăm și să profităm că suntem în viață, că suntem datorită
lui Dumnezeu și să ne rugăm și să ne, să ne închinăm să ești fie ortodoxă? Așa. Nu, eu sunt din familie, mama e ortodoxă, tatăl meu e catolic și eu sunt catolică. Și tu, Marius? Ortodox. Tu ești ortodox. Ești botezată catolic? Catolic. Catolică, da. Și copiii? Ortodoxi. Ortodoxi. Da, păi și ai făcut mamă. Suntem creștini ortodoxi, nu contează. Suntem creștini, da, da, da. Știi, eu sunt foarte generoasă cu toate religiile. Eu nu cred că există o religie care îl învață pe semen, pe cum se cheamă, semen? Pe noriaș. Pe noriaș. Să facă rău, să-și facă rău unul altuia. Noi ne-am obișnuit așa. Nu, e exact ce am zis eu. Totul începe din fiecare din noi. Sigur că da, sigur că da. Și cred că numai prin lucrurile de spirit adevărat oamenii poate să reziste și să, nu? Și să trăiască frumos și să gândească frumos. E vulgaritatea asta îngrozitoare. Goana după bani câștigați oricum. Exact ce am zis, că da. Nu ajungi să te bucuri de toate, de toată oboseala, stresul pe care o faci în viață. Eu sunt de părere că trebuie să există o balanță la tot ce facem. Spune-mi, te rog, Marius, cum stați cu publicul, cu orchestra voastră de la București? Aveți bine, public stăm foarte bine. Avem public permanent. Aveți public permanent. Dirijori invitați în fiecare săptămână. Avem un alt dirijor. Cine avem în fiecare săptămână alt dirijor? Da. Și avem anul ăsta ce dirijor performanță? Am avut Cristian Mandel. Da. Pe Oroșanu am avut din foarte din străinătate? Am avut din străinătate l-am avut pe Schaller, este un dirijor din Germania, da. Foarte celebru. Soliști ce ați avut? Soliști am avut chiar vineri pe maestru Croitoru, violonistul nostru de la... Da. Acum este cu turneul ăsta, mi se pare... Universitatea este, București, da, la da, facultate sigur, de muzică, am avut pe Alexandru Tomescu. A cântat cu voi Alexandru? Când a cântat Alexandru? Da, Tomescu, cred că, dacă nu mă înșel, acum vreo două luni. De atunci nu l-am mai avut. Când spunea Mihaela, mama lui, că nu, acum vreo 2 ani de zile, nu avea unde să cânte, știi? Deși el luase atâtea cu concursuri, era așa și nu era angajat nicăieri. Acum este angajat? Este la noi, din câte știu, este solistul radioului. Este solistul radioului. Și merită acest post, este... După părerea mea, în mod categoric, este excepțional, mai bun este excepțional, este excepțional, așa e. Tatălui a fost, a învățat la liceu la Enescu, a făcut pian. Tatălui și mama lui, profesor de vioară, Mihaela Tomescu. Da, tradiție de familie. La tine e tradiție în familie de muzicieni? Nu. Eu sunt primul și singurul care... Dar la tine? Nu, mama este biochimistă, a fost profesor universitar. Biochimistă și chimie industrială, că a făcut o facultăți atunci și tatăl meu a terminat matematică, fizică, profesor la totul altceva. Deci n-aveați... Și eu n-am avut nicio treabă, nici cu matematica, nici cu fizica, nici cu chimia, nici cu... În rest, istoria, poeziile, tot ce înseamnă... Este specific muzicienilor lucrul ăsta. Și se spune că matematica cu muzica merg foarte bine, dar nu știu. Băi, uite, academicianul Solomon Marcus, care a murit, Dumnezeu să-l odihnească, un în vârstă și mare matematician, coordona lucrările de doctorat ale studenților de la conservator. Avea și el o cultură muzicală excepțională, absolut, dar există... Numai că nu s-a lipit de mine. Matematica, fizica și chimia erau teroarea... Aoleu. Nu? Și la tine la fel? Da, băga mama la meditație, te nu mai știa ce să fac. Eu am spus degeaba mă trimiteți la meditație, că tot nu o să știu nimic. Și cheltuiți banii degeaba, că tot nu Păi au fost bani cheltuiți degeaba. Da, uite că totuși, deși lumea spune că vai numai de nimeni două parale pe muzică clasică, nu este adevărat. Nu este adevărat. Public pentru așa ceva putem o să vedea fie... la festivalul George Enescu, putem vedea la festivalul nostru, la Radio, care îl facem la 2 ani. La mare festivaluri. Eu le spun copiilor, elevilor, când am ore cu ei. Copii, muzica e de aici până sus. Depinde pe ce treaptă vrei să... Toată muzica, toate formele de muzică sunt frumoase, dar există muzică pe categorii sociale. Depinde și în ce categorie socială vrei să rămâi, nu? Sau unde vrei să te plasezi. Eu îi mulțumesc tatălui meu, în primul rând, că de la 3 ani mă punea să ascult muzică clasică, l-a început cu forța. Da, păi, la și mulțumesc pentru că
Nu e ușor să ai acces. Văd și eu că nu e ușor să ai acces la muzica asta. Așa adevărată. E. Și eu sunt de părerea că se spune că lăsați copiii cu copilăria cu aia. Copilul, dacă nu-l îndrumi și da. Dacă nu ești un pic de tiran, nu poți să faci performanță sau treabă. Nu, asta nu numai în muzică, în orice meserie. În orice. Pentru că el e fragil și nu știe, nu știe pe ce pe cale să-l apuce. El vrea și aia, vrea și aia, vrea și aia, e normal. Dar părintele trebuie să îndrume. Dacă vede că la un moment dat copilul nu mai vrea asta, atunci e alegerea copilului. Dar până când sunt miși, noi decidem. În mod categoric. Și educația nu face rol la nimeni, dimpotrivă. Dezvoltă, te face mai frumos, mai cool și mai generos. În mod categoric. Lipsa de educație se vede, nu se vede lipsa absolut, de educație. Lipsa de educație. Și multe lucruri dintre care nu? Se întâmplă acum urâte de tot între oameni, tot din cauza lipsei de educație adevărată. Da. A dispărut politețea, a dispărut buna cuvință, a dispărut, eu știu, sentimentele adevărate. Pentru că asta se servește. Nu se servesc lucruri frumoase, lucruri care te educă, lucruri care te formează. Se servesc lucruri pe care nu duc la nimic bun. Da, din păcate cam asta este. Păi, cam asta este. Eu sunt foarte bucuroasă că am putut să vă prezint telespectatorilor. Și eu mai bucuroasă. Și vreau să, cu permisiunea ta, ne las să le punem câteva, cu ceva mare, muzică cântată de tine. Cu mare, mare dragoste. Și te rog să transmiți. Muzica e făcută pentru oameni, nu pentru tine. Și te rog să transmiți celor din Albania toate sentimentele bune din partea noastră și vreau și eu să vin în vizită în Albania, abia aștept. Vă așteptăm pe amândoi cu drag. Cu drag. Și pe toți românii. Și eu pe voi amândoi vă aștept la Vocșan cu niște recitaluri. Cu drag, oricând. De cât ori ne invitați, vom fi aici. Vă mulțumim și noi. Cu tot dragul mulțumesc și să dea Dumnezeu să fie bine pe lumea asta, lumea să fie dominată de cele mai frumoase lucruri pe care le-a lăsat Dumnezeu pentru noi, de fapt. Amin, știi? Amin. Da. La revedere. La revedere. La revedere, stimați telespectatori. Thank you.